Totodamus a încercat să marcheze cel mai rapid gol al sezonului, însă execuția sa a trecut peste poarta lui Albuț. Viitorul a răspuns prin bara lui Cristian Daminuță la o lovitură liberă, iar Pastorini a încheiat 5 minute electrizante cu un șut scos de Călin Albuț. Oaspeții au deschis scorul în minutul 11. Nicoliț a reușit a doua pasă decisivă de la revenirea în Liga 1, iar fundașul golgheter Bogdan Mitre a marcat al 14-lea său gol în acest sezon. Până la pauză, Alsenat a creat panică în careul Viitorului, dar a nimerit doar bara. Tamuz a ratat egalarea la 5 minute de la reluare, iar Viitorul a punctat pe contraatac. La 17 ani și 8 luni, internaționalul Cristian Manea a reușit primul său gol în Liga 1 din pasa lui Bonilla. Petrolul a putut doar să limiteze proporțiile scorului. În minutul 89, Vasilache a marcat din unghi la o fază creată de Tamuz. Victorie cu 2-1 pentru Viitorul, care se apropie tot mai mult de un loc de Europa League.